În secția Pogania, bibliotecii județene, I.G. Bibicescu, apa de ploaie s-a infiltrat prin acoperiș iar temperaturile erau greu de suportat pe timpul iernii. Prima dată când am intrat în sediu Pogania a fost acum vreo 5 ani, cred, și impresia a fost una dezolantă, pentru că... Uh, Ploaia putea să ajungă la cărți foarte importante. Consiliul județean a alocat 238.000 de lei bani destinați reabilitării. Acoperișul a fost schimbat în totalitate, pereții izolați, rețeaua electrică a fost înlocuită și în plus a fost instalată o centrală pe gaz pentru încălzire. De altfel, pentru prima dată a fost construit un grup sanitar în incinta clădirii. A fost o lipsă de respect vădită să lași să curgă ploaia peste valori culturale. Nu ni s-a părut de neiertat, așa că acum, în acest spațiu renovat, suntem bucuroși să primim oricând cititorii. Mii de cititori se îndreaptă lunar către sediul Pogani, unde pot găsi de la cărțile de literatură pentru copii și până la literatură în limbi străine. Avem un fond de carte scrisă scris în limba engleză, franceză, cea mai mare parte. Și avem și în limba italiană, germană, spaniolă. Ridicată în jurul anilor 1860, clădirea Pogania a Bibliotecii Județene din Mehedinți a fost pe rând locuință proprietate personală, clădire naționalizată după cel de-al doilea Război Mondial, secție de neurologie și după anii 90, centru de librării.